Ia ești afară tot. Cum vă simțiți? Bine mă simt, mă, frate. La ce s-a întâmplat? Necazul s-a abătut asupra unei familii din Brăila, hala în care aceștia se adăposteau de vifor a fost distrusă într-un incendiu. Femeia crede că focul a fost pus intenționat. Mai avem o nebună aici care ne dă foc aici, umbră cu benzină. Nu știu de câte ori am prins-o. Și dumneavoastră locuiți aici? Da, cum, dar nu ne-a dat foc aici. Eu am prins cu busicla de benzină, întrebați lumea aici, ne arunc cu petroile. Ce să facem? Dumneavoastră stați aici, locuiți aici? Cu soțul. Ne-a făcut cineva mile din noi. Dacă nu ne dă primăria acasă... Și acum ce vreți să facem? Ce să facem? Unde se ne duce? Stăm în stradă! Au intervenit 3 autospeciale de pompieri și 2 ambulanțe smurd. În momentul izbucnirii incendiului, bărbatul se afla în magazie și s-a intoxicat cu fum. Medicii i-au acordat îngrijiri medicale la fața locului. A fost solicitat să intervenim pentru stingerea unui incendiu la o hală dezafectată, unde se adăpostau 2 persoane ale străzii. Una din persoane s-a evacuat singură, cealaltă a fost nevoie de intervenția echipei smurd pentru acordarea primului ajutor. Pompierii urmează să afle cauza exactă a izbucnirii incendiului.